Noi românilor ne place scandalul. În ultima săptămână ați văzut cearta cu Shelly. Bă, nu știu, s-au întâmplat prea multe în ultima săptămână. Efectiv s-au întâmplat atât de multe chestii încât eu nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Știu doar că a fost un dita mai scandalul. Bă, mie mi se pare, pot să zic, nașpa să speli rufele în public. Și zic asta fără să fac un atac asupra lui Shelly sau Adrian. Eu îi respect pe amândoi foarte mult. Dar ca să trecem direct la subiect, bine, mă rog, știu că foarte mult știți deja despre ce e vorba, dar vreau să-mi dau și eu cu părerea. Și hai să vă dau și puțin context înainte. Totul începe de la bază, sau când cineva i-a zis lui Shelly că, bă, în ce cameră stă Iorga, că îmi place de ea, că vreau să o cunosc, că așa mai departe. Shelly i-a zis, bă, nu te băga acolo, că n-ai ce să cauți acolo. Domnul de 50 de ani, 60 de ani, o dată, un insistent, a mers. A intrat peste Iorga în cameră și acolo apare Adrian. Am văzut un clip pe TikTok mai devreme în care a spus Iorga de ce s-a atașat de Adrian, că a fost singurul care a mers acolo și a luat apărarea și, mă rog, știa despre ce e vorba și așa mai departe. Fast forward după bas, sau s-a fost petrecerea în club, cred că pentru film, dacă nu mă înșel, și după aia a fost afterul la Shelly în birou, unde totul a degenerat complet. Era tipul ăsta Armand sau Armando, care e model la Givenchy sau la Dolce Gabbana, una din astea, care când Iorga a trecut pe lângă el, nu știu, i-a dat un coț sau i-a zis ceva, trece Adrian să ia apărarea. Dar mă rog, ce stai eu să vă explic, mă? Hai să punem căștile astea pe cap și hai să ne uităm împreună. Bun, am găsit clipul ăsta pe pagina lui Adrian de acum 3 zile. Hai să vedem. Mă rog, fast forward la chestia aia cu birou. S-a iscat un scandal. O să-l vedem mai târziu un clip. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like pentru că e foarte important pentru mine. Vă pup, foarte multe persoane au spus că am primit bani de la Shelly și după aia am vorbit. Aia, pe colo. Ca și cum eu, domne, aș fi un cerșetor, ca și cum mi-a aruncat bani pe stradă. E bine, haideți să vă zic cum funcționează. Eu am un cont de TikTok, am un cont de Instagram, produc niște numere. Dacă omul vrea să vină să mă contracteze, îmi ofer o sumă de bani, eu produc videoclipuri, produc view-uri și vând bilet. Ok, și mi-a adus asta aminte în cap. Bă, am văzut foarte multe comentarii cu Adrian nu era nimic fără Shelly sau așa. Bă, nu funcționează așa în industrie. La modul că nu te caută Shelly și îți zice, bă, uite, hai să te ajut să crești, că ești mic, că nu știu ce. Shelly te caută, sau mă rog, oricine te caută în industria asta pentru că faci ceva tare, că ai niște, cum să zic eu, niște calități care pot contribui unui proiect, nu știu, care să dea un randament mare sau ceva. Primesc. Și iarăși, scuze că am întrerupt videoclipul, s-au făcut tabere din astea, Team Shelly, Team Adrian. Bă, totul e bine că se termină cu bine, pentru că dacă nu mă înșel, ei au făcut un apology video după clipul ăsta, o să-l caut și pe ăla să ne uităm la el. Nu știu, eu personal nu m-am băgat în nicio tabără, nu am ținut partea nimănui, mie chiar îmi place să stau departe de scandalurile astea de pe internet. Da, când facem și noi o vizualizare. 2500 de euro. Vesc. De la... Încă o dată mulțumim foarte mult Nvidia ce a fost neauca sponsorizat acest clip. Pentru cei care nu știți ce este, este un cloud gaming platform, vă puteți juca în browser sau să vă descărcați aplicația lor. Aveți o librărie de peste 1800 de jocuri și dacă aveți cont pe Steam sau Epic Games sau alte platforme din astea, le puteți conecta și vă puteți juca orice joc pe care l-aveți voi. Ca să vă dau niște idei de jocuri pe care GeForce Now le are. E bine, vorbim de Cyberpunk 2077, Fortnite, Valorant, CS și multe alte jocuri. Ba, așa gen impresii pe bune, așa la rece sau la cald. Nu știu cum e vorba. 20 ping, 400 de frame-uri, se vede frumos. Și poate vă întrebați, bă, dar de ce aș avea nevoie de Nvidia GeForce Now? Ei bine, dacă aveți o conexiune de internet bună, ca să aflați dacă aveți o conexiune la internet bună, faceți și voi un speed test înainte, pentru că dacă aveți conexiunea bună, clar o să vi se miște bine și Nvidia GeForce Now. Și mai exact ce face toată aplicația asta? Ei bine, îți dă performanțele unui calculator de, nu știu, ultimă generație, 4090, nu mai știu eu ce procesor de ultimă generație, cât RAM și multe detalii din astea tehnice pe propriul tău calculator, care, să zicem că nu e cel mai bun, dar o să se miște ca unul dintre cele mai bune calculatoare. Pe lângă asta, pentru că știu că sunteți foarte mulți competitivi de aici, în timpul jocului o să aveți cel mai mic ping. A făcut și Sai un clip în care v-a arătat că puteți aveți 0 ping și 6000 de frame-uri odată. Pe lângă toate chestiile pe care le-am spus mai devreme, voi puteți să folosiți aplicația asta nu doar pe PC, ci și pe telefon, și pe Android TV, și pe unde vreți voi. Acum ca să te joci pe Nvidia GeForce Now ai 3 variante. Una în care te joci gratis cât vrei tu, dar odată la o oră ți se întrerupe sesiunea. Ai un abonament de 10 euro și ai un abonament de 20 de euro. Hai înapoi la clip. De la Bishpris să postez 5 videoclipuri pe TikTok, 6-7 story-uri, un Instagram post din ăla, dând toate TikTok-urile, fac minim 3 milioane de view-uri, cu toate că am făcut și 5 milioane. La story, să zicem, la ultimul contract cu Bishpris aveam aproximativ 100.000. Acum am 250.000 de view-uri la story. 100.000, cine mai e până în industrie mai știe ce înseamnă chestia asta. E, pentru aia 2000 de euro, la 100 de euro biletul la Bishpris, din 3 milioane de view-uri și ce mai e și pe la story, oare cât se vinde? Oare cât fac oamenii ăștia care contractează, care mă contractează pe mine? Ați înțeles, nu m-a luat nimeni de pe străzi, nu mi-a aruncat bani. Dacă ai o livadă de mere, vizi mere oamenilor și primești bani, nu? Exact asta se întâmplă și pe TikTok și pe Instagram.
Dar dintr-un pur elitism, că sunteți orbiți de elitism, dacă un om are bani, automat ăla care nu are, care e un țăran, care astea, greșește, domne Emilog, uite, ți aruncă ăla bani de sus. Ați înțeles? A, am uitat că a zis și de film, că domne, că ai jucat într-un film. Așa este, am jucat într-un film care vine în urma unui serial pe YouTube, da? Pentru care am făcut foarte mult marketing. Ați văzut și mie pe TikTok, era plin TikTok-ul de faze cu mine, faze cu Iorga, cu Costi, cu Drăcea, dar eu zic că am avut un aport substanțial în promovarea. Mamă, nu, să nu uit să vă zic, bă, o să ne uităm și la chestia aia cu pitici gratis, că e horror, vere, bă, eu nu susțin înșelătoria, nu susțin, nu vreau să zic cuvântul ăla care începe cu V, nu susțin absolut nimic, sunt total contra. No, când am auzit, am înnebunit. Varea acestui serial sau emisiune sau cum vrei să spuneți. Ei, eu pentru bas sau pentru ăsta de pe YouTube am luat 2000 de euro. Cât s-a produs după? Întreb și eu așa, cât au produs ceilalți? Că domnule, toate astea, deci toată lumea, pă, câți bani vă dă ăla, ok? Ne dă, dar omul și face cum ar veni. Și nu e o problemă că dă banii ăștia. Noi am acceptat chestia asta, dar nu văd care e problema. Care e problema voastră? V-am spus, sunteți orbiți rău de tot, de elitism. După care, după ce s-a terminat basa sau... Bă, eu personal nu știu ce înseamnă elitism. Ziceți-mi și mie în comentarii, vă rog frumos. A apărut și filmul. Și ce să vezi? Noi l-am sunat pe Shelly și el m-a sunat pe mine. Bun, asta să începem așa light. Hai să vedem info-ul ăsta cu pitici gratis. Ai tu pe pitici de când scria pe pitici gratis.ro Păi da, este o diferență foarte mare între a ști de existența unui site pe care sunt scrise niște articole și a ști toate articolele pe care acel om le-a scris vreodată și toate opiniile pe care acel om și le-a dat vreodată în mediul online. Eu, aflând acum de gravitatea lucrurilor pe care el le-a spus, și anume că el a spus, citez, că el crede că violul are o valoare terapeutică, așa, care este o mizerie ordinară, care mi se pare periculoasă pentru societate, că există, repet, și că încă există pe internet, eu cu siguranță nu o să mai lucrez cu acest om în niciun proiect viitor. Asta este clar, puteți să o știți de la mine. Dar eu de acel site, Pitici Gratis, dacă mi-aduc bine aminte, cred că am accesat când aveam 9 sau 10 ani, pe vremea aceea, anii 2010, când oricum... În primul rând, eu aveam 10 ani și glumele care se făceau când aveți 10, când ai 10 ani și probabil știți și voi, sunt glume cu eu așa pe măta, glume cu concurs de măsurat care o are mai mare, moment în care nu mai știu exact ce articole am citit, nu mai aduc aminte să fost ceva despre viol, dar cu siguranță la vremea respectivă nu mi s-a părut nimic revoltător, eu având 10 ani și neînțelegând ce înseamnă agresiune sexuală sau ce înseamnă sex, copii care n-au făcut niciodată sex și așa mai departe la vârsta aia, nu înțeleg și șoard edgy, pentru că asta este vârsta și cu siguranță toți ați trecut prin chestia aia, da? Mult mai târziu în viața mea, când aveam 18 ani și în primul film Five Gang, în care eu n-am avut implicații în producție și așa mai departe, acest om a fost adus să scrie filmul, având repertoriu că a scris emisiuni TV, seriale TV, că a lucrat pentru Pro TV și Antena 1, abia atunci am făcut o legătură, bă, ăsta cred că avea, că auzisem că îi se spune pitici, cred că avea ăsta un blog pe care a scris cândva, scria ceva cu înjurături, gen efectiv ceva cu înjurături. Eu nu țineam minte și nu cred că am citit la vârsta aia ceva despre viol, oricum abjecțiile pe care le-a scris el. Și dacă la 11 ani, să spunem că aș fi dat peste acel articol, unu, că nu mai țineam minte ce a zis și doi, la mână că la vremea aceea, când ai 10-11 ani, nu înțelegi gravitatea lucrurilor și gravitatea unei agresiuni sexuale și așa mai departe. Eu abia acum am aflat ce a spus acest om și abia acum, din acest motiv, că n-am aflat mai repede, mă dezic, condamn ce a spus și cu siguranță nu o să mai lucrez cu el niciodată pe viitor. Dacă asta... Cea mai bună alegere, efectiv, nu știu, bă, insane. Și asta, vere, cu glumele, să zici, bă, a scris-o în glumă sau ceva. Bă, să știți că sunt foarte mulți oameni care sunt influențați de ce citesc, ce văd în online și zic, bă, uite, a zis ăsta, pa, glumă, îi rămâne în cap la omul ăla și face naibii vreo nefăcută vreodată. Nu e, bă, e foarte, nu știu, mă, toată chestia asta cu ce spui în online e, nu periculos, dar, bă, trebuie să ai grijă, trebuie să ai grijă la ce vorbești pe online. Că asta este mie. Și ce gândești tu ca om? Că nenea e nebun, nu Shelly. Ăsta despre care vorbește Shelly. Iza. Când am aflat eu cu exactitate despre treaba asta și așa mai departe, vă spun, am aflat în același timp în care ați aflat și voi despre acest lucru. Auzisem că e posibil să fii săra ceva, că a fost o controversă cu el pe Threads, că a zis ceva despre femei, dar eu nu sunt poliția internetului, eu nu m-aș fi așteptat să fie de o asemenea gravitate.
opinii controversate există. Ăsta ce face nu e o opinie controversată. Este, o, după părerea mea, o instigare. El poate o să spună că e ficțiune. Habar nu... Jur că nu m-am uitat la clipul ăsta înainte. Mă bucur că am zis bine. După părerea mea este o instigare, o chestie periculoasă. Însă eu nu știam de acel lucru, deși da, știam de site. Atunci când Gojira m-a întrebat, am spus, eu știu de omul ăsta de când avea site-ul Pitiș Gratis. Eu nu știu omul de atunci, că nu l-am cunoscut pe om când aveam 11 ani. Bun, și acum avem aici Apology Video, mă rog, Apology Video, clipul în care ei doi se împac. Am văzut foarte multe meme-uri pe TikTok cu clipul ăsta. Bă, chiar mă bucur că s-au împăcat taberele, pentru că, bă, nu știu, e păcat de câte chestii frumoase se pot face pentru oameni. Nu condamn pe niciunul din ei, nu știu. Hai să ne uităm la clip și să tac. Alături de Adrian, am decis să punem stop acestui conflict care a ajuns mult, mult prea departe. S-a ajuns dintr-o chestie mică la o chestie de o foarte mare amploare, în primul și în primul rând din cauza orgoliului meu, în primă instanță, pentru că am pus o chestie de... Cred că ăsta, neironic, e cel mai mare scandal de pe YouTube care s-a făcut vreodată. Business. În acel... Bine, YouTube România, că din afară nu știu. În aceeași logică, cu o chestie personală care s-a întâmplat, este adevărat faptul că Adrian a fost provocat de grupul meu de prieteni și de asta s-a ajuns aici. Deci ideea acum că el ar fi agresor nu stă în picioare și pentru faptul că eu am judecat orgolios la momentul respectiv și cumva nu am fost imparțial, vreau să-mi cer scuze față de tine. Eu vreau să-mi cer scuze pentru faptul că Shelly a fost asociat. Cer și eu scuze la pisica aia de ocolantă imediat. Lăsați și mie culoare în comentarii. Cu acțiunile altă persoane și automat lumea l-a făcut pe el violator, pedofil, drogat. Lucrurile astea au fost ratate superficial, au fost un pic scoase din context pentru că eu nu l-am cunoscut pe omul ăsta în felul acesta. Nu l-am asociat niciodată cu cuvintele. Da, mă, și uite, experiență personală cu când am stat și eu cu Shelly sau cu Adrian, bă, sunt niște oameni excepționali. Shelly e foarte la locul lui. N-am avut foarte multe contexte în care am stat eu cu Shelly. Nu știu, ne-am întâlnit odată la Bass când am fost eu la Bass în sezonul 2 și am stat la un pahar și am vorbit și omul nu făcea glume urâte. Și Adrian iarăși un băiat super mega tare. Trebuie spuse anterior și de asta s-a luat cu mine pătreț odată. Hai că mă bate. Mă rog, că mai ia la capace, că am zis eu ceva, că a venit în Cosmopolis fără să plătească taxa. Adriane, te iubesc. Da, eu vreau să-mi cer scuze. Nu trebuia să se ajungă aici, dar dacă lucrurile erau tratate așa cum trebuie de la început, dacă se recunoștea vina oamenilor care chiar au greșit, nu mai eram în poziția... Da, și este adevărat că din partea... Uite filmarea! ...pui meu de prieten s-a aruncat cu paharul, este adevărat că a existat o provocare. Uite, aici, nu știu, i-a dat Adrian cotlul ăsta că i-a zis ceva Iorgăi sau ceva. Din partea meu de prieten, puteți vedea pe ecran niște fragmente din faimoasele camere de supraveghere care au fost tot cerute și este la libera voastră interpretare. Ce vedeți uite, acolo? Uite, Costelia deoparte, atenuează, e și Scarlett aici, văd. Încă o dată, din păcate, de la orgoliu și asta este o lecție și pentru mine. De la... Înțeleg, stai. Ăsta-i Costi, Adrian, ăsta nu știu cine. Un orgoliu de genul ăsta se ajunge la niște lucruri unde dacă ai putea să dai timpul înapoi și vorbele să redai înapoi, cu siguranță ar fi altele. Bă! Timpul înapoi și vorbele să redai înapoi. Eu am văzut doar partea asta pe TikTok înainte, gen, fără clipul ăsta. Timpul înapoi și vorbele să redai înapoi, cu siguranță ar fi altele. Wow. Pentru mine cel puțin treaba asta e cu siguranță o lecție. În același timp, cred că și voi, cei care vă uitați la noi, trebuie să înțelegeți că bro, a zis pe live, gen, pe live chiar am fost la Shelly atunci, n-am stat foarte mult, dar am stat așa cât să mă uit, nu știu, mâncam. Și am văzut faza aia când a zis că a dat cineva cu un pahar sau cu o sticlă. Bă, foarte periculos, bă, foarte periculos. Că pe lângă faptul că lovești o persoană, lovești poate mai multe persoane din greșeală, gen. Ia vezi, vere, cum a zburat paharul ăla fix în trei și cu ce forță a dat. Că se teleportează paharul în geam. Să înțelegeți că anumite lucruri cumva... Și-a dat fix prin trei, ești prost. Pentru că creierul vostru... Doamne, nu știu, Costi cred că le împingea afară pe balcon pe Adrian sau ceva. Bă, vă dați seama că Costi voia să atenueze scandalul ăsta dacă își lua vere o sticlă în cap. Senzațional, le scoate din context și le amplifică și ajunge să vă formați niște opinii, să faceți niște acuzații care cu siguranță, cred că poți să confirmi și tu, sunt nefondate și nu au niciun fel de dovadă în spate, corect? Da, exact, dar de partea amândorilor au fost aruncate cuvinte, dar e bine că acum... Ne-am întâlnit acum să vorbim despre lucrurile astea și omul ăsta nu e lucrurile respective, eu nu sunt agresor, nu am început niciun scandal, în ambele cazuri s-a început din alte părți. Mă bucur că punem stop la treaba asta, este păcat de proiectele frumoase pe care le-am făcut împreună, în mod special e păcat de film și toate lucrurile minunate pe care le-am făcut și pe care voi la care voi v-ați uitat,
că s-a ajuns aici. Mă bucur că punem stop, că o dăm la pace. Noi vă mulțumim și din acest moment bucurați-vă de ceea ce noi am făcut împreună, mai ales la film, unde ieri într-adevăr a avut o contribuție semnificativă la scenariu. Consider că a cărat foarte mult din Bă, eu încă n-am fost la film, dar vreau neapărat să mă duc la Basaus, pentru că s-au dus prieteni de-ai mei și mi-au zis: bă, nu e cringe, nu e prost, du-te, uită-te. Așa că o să pun story când mă duc la film, poate ne vedem pe acolo. Film. Și e foarte bine că oamenii care au greșit acum greșesc, până la urmă au fost dezavoați pentru treburile respective, dar nu e bine că s-a ajuns să fie victime colaterale, cum e și el, de altfel. Lupta asta pe care o am dus-o eu, pe care o ducem toți, e împotriva persoanelor cu care au greșit cu adevărat. Și mai vreau să adaug un lucru aici despre Adrian. Există oameni care spun: da, bă, că înainte de Sherry tu erai nimeni, că și mai departe, că nu este adevărat. Adică gândiți-vă că eu când decid să iau, și am spus asta și în live, când decid să lucrez cu anumite persoane, nu o fac ca și cum aș face un act de caritate. El înainte de asta avea numere mari, avea un haz, o naturalețe, era un om amuzant, făcea foarte bine ceea ce făcea. Eu am considerat că pot lua chestiile astea și să reducem, să facem împreună proiecte mai ample, pe care niciunul dintre noi singur n-ar fi putut să le facă. Tu n-ai fi avut ce știu eu să fac, eu nu aveam ce poți tu să faci. Și atunci e o chestie în care noi, proiectele pe care le-am făcut, sunt un merit comun pentru care ne-am agreat, ne-am plătit reciproc, am fost corecți unul față de celălalt și așa mai departe. Vă mulțumim încă o dată și hai să lăsăm bifurile la o parte, că viața e frumoasă. Vă pup și numai bine. Da, totul e bine când se termină până la urmă cu bine. V-am zis, eu nu sunt un fan al spălatul rufelor în public. Bine, ce-i drept, scandalul ăsta. Îți dai seama dacă o parte nu o deschidea pe online, nu o deschidea nici cealaltă. Deci putea să nu se ajungă aici dacă toată lumea făcea. Da, nu știu, concluzia e: totul e bine când se termină cu bine. Mă bucur că s-au împăcat cei doi. Doamne ajută să nu mai fie bifuri de-astea pe YouTube. V-am upat, pa. Money line, I'm a runner.